Bună! Așa cum v-am promis în clipul anterior, astăzi vă vorbesc despre câteva din trendurile anului 2018 în ceea ce privește machiajul. Și asta pentru că multe dintre voi mi-ați cerut lucrul ăsta și pentru că și eu am fost curioasă de fiecare dată, sunt curioasă să văd care sunt trendurile și ce se poartă în anul ce urmează. A, și ca să vă răspund eu, că sunt convinsă că o să mă întrebați ce am aici pe gât, este un patch special pentru persoanele cu acne. O să vă vorbesc mai multe despre patch-urile acestea într-un clip viitor. Sunt de diferite mărimi și puteți aplica un patch de acesta direct pe problema afectată și după câteva ore face ca pustula respectivă, coșulețul respectiv să își retragă relieful, practic, să nu mai fie atât de ieșit în relief. Asta așa că sunt convinsă că o să mă întrebați, că vedeți treaba asta aici. Am un bec care iese, care vrea să iasă, dar încerc eu să-l opresc. Ei bine, pot să vă zic că sunt înnebunită, dar înnebunită după principalul trend din anul acesta, care de fapt a început cumva ușor, timid de anul trecut, dar anul acesta este clar, ăsta este trendul principal și anume naturalețea și simplitatea și totul ce înseamnă discret. Deci sunt extrem, extrem de încântată de treaba asta și vorbim aici și despre machiaj natural, despre piele cu un machiaj cât mai natural, fără cantitate mare de produs, cu un finish ușor dewy care să arate proaspăt. Îmi place la nebunie. Astăzi o să vă dau așa câteva linii pe care să mergeți dacă vă doriți să fiți în trend și oricum, din punctul meu de vedere, acesta este un trend care, naturalețea, este un trend care nu se demodează niciodată și vă spun aici că revine în trend simplitatea și mă refer aici la lucrurile făcute simplu, nu neapărat la un machiaj fără culoare sau nu neapărat la un machiaj care nu este intens. Ci mă refer, haideți să vă dau un exemplu, nu se mai poartă pe buze mov, albastru, verde și așa mai departe. Se poartă nuanțe cât mai aproape de culorile buzelor. Revin în trend tehnicile simple de machiaj, adică cât mai simplu, cât mai basic, o acoperire cât mai naturală, fără să încărcăm tenul nici cu produs, nici cu culori ieșite din comun. Vă spuneam că dispare tot ceea ce este extrem și iese în evidență tot ceea ce este simplu și aici mă refer în primul și în primul rând la aspectul tenului. Pe care se pune accent de fapt de ceva ani încoace și în principiu de anul trecut vă spuneam că a început timid trendul acesta cu ideea de machiaj cât mai soft și de proaspăt al tenului și pentru că vorbim de machiaj soft și proaspăt ne referim la aspectul acela de sănătos, de dewy. Dar de data aceasta se merge pentru persoanele un pic mai curajoase, dacă vreți puteți să utilizați highlighter cu care să iluminați tenul, atât highlighter lichid cât și highlighter compact sau pudră pe care le puteți aplica pentru a ilumina tenul. Nu se mai pune absolut deloc accent pe contouring, se pune mai mult accent pe blush și pe iluminare. Da, vreau să subliniez aici un lucru și iluminarea aceasta făcută cu eyeliner din punctul multora de vedere, nu trebuie făcută excesiv, așa cum vedeți pe YouTube, ci pur și simplu utilizat highlighterul mai mult decât îl utilizam în anii trecuți, dar nu excesiv și nu în cantitate mare și, bineînțeles, nu în puncte în care nu avem nevoie, ci în funcție de conformația feței, în funcție de osatură, este bine să îl aplicați pe pomeți, pe punctul cel mai înalt al bărbiei, dacă aveți nevoie, pe arcul lui Cupidon, în colțul intern al ochilor. În principiu, pentru că v-am mai vorbit de lucrul acesta, iluminatorul pe nas, aplicat în cantitate mare și pe nasurile unde nu avem nevoie de iluminare, it's a no-no. Și dacă vreți așa ca niște culori în ceea ce privește ochii, ca să o luăm cu începutul, se poartă foarte mult tot ceea ce este sidefat, metalic, luminos, tot ceea ce atrage lumina și în principiu auriul, utilizat bineînțeles atât pe pleoape cât și pe pomeți ca highlighter. La ochi se mai poartă eyelinerul, iar și eyelinerul este un trend pe care îl întâlnim în foarte mulți ani, de altfel este în funcție de cum trăsați lunga de eyeliner, eyelinerul nu prea iese din trend. Și pentru că vorbim de natural, culoarea pe care o întâlnim cel mai des, atât în machiajul pomeților, cât și a ochilor, cât și a buzelor, este roz. Folosiți farduri roz, blush-uri roz, rujuri roz.
roz. Când vine vorba de buze, iarăși, se pune accent pe texturile cremoase, pe rujurile cât mai lejer de purtat, care nu usucă buzele. Dacă până acum era un trend rujurile lichite mate, cu finish mat, care în marea lor majoritate uscau buzele, acum se pune accent mai mult pe texturile cremoase și care sunt foarte ușor de purtat, sunt lejere. De asemenea, iarăși, dacă nu doriți culoare pe buze, puteți să utilizați glossuri și dacă folosiți și un gloss sidefat, iarăși care atrage lumina, pentru că se poartă lumina, tot ceea ce este luminos. Și dacă veți încerca un gloss sidefat cu particule sidefate, odată că veți avea și volumul acela al buzelor, dacă vă doriți acest lucru, și totodată veți fi în trend pentru că se atrage frumos, particulele acelea atrag frumos lumina și, bineînțeles, buzele vor fi un pic mai hidratate și mai lejer, cu un produs mai lejer de purtat. Iarăși o chestie pe care aș vrea să pun accent, dacă în anii trecuți se purtau foarte mult machiajele intense cu gene false, anul acesta se poartă machiajele un pic mai light, la ochi mă refer aici, fără gene false, dar se pune accent pe genele încărcate cu mascara. Și aici mă refer la încărcatul acela excesiv, ci pur și simplu, dacă vreți, conturate un pic mai intens cu mascara, aplicată mascara care îngroașă puțin firul de păr al genelor, da? Îngroașă puțin genele, mascara aceea care îngroașă puțin, un pic mai densă, și dacă vreți puteți să uniți 2-3 fire de păr între ele, 2-3 gene, ca să arate un pic mai conturați ochii. Asta dacă nu folosiți eyeliner. Și iarăși, din ce am mai observat eu, se poartă foarte mult machiajul acela cu o singură trăsătură scoasă în evidență. Și să vă explic despre ce este vorba. În general, în machiaj există 3 reguli și anume: una este aceea în care se pune accent pe ochi și buzele sunt pe planul secund, a doua este aceea în care se pune accent pe buze și ochii sunt în planul secund, iar cea de-a treia, ochii și buzele sunt pe același plan, adică la fel de intens machiate, ambele trăsături. Ei bine, anul acesta se pune accent doar pe o singură trăsătură. Fie aveți ochii, ne machiați mai natural și puneți o culoare pe buze, fie invers. Vă machiați ochii și lăsați buzele cu un gloss sau cu un roz pal conturate. Iar culoarea anului acesta, hotărâtă de Pantone, este ultraviolet. O să vă las o imagine cu culoarea anului. Și pentru cei care nu știți despre ce este vorba și ce este Pantone, Pantone este autoritatea mondială în sisteme de culori. Dacă vreți, este limbajul universal al culorilor, adică se pornește de la palete de culori și se ajunge la combinații între ele și care sunt cele mai bune combinații, cui se potrivesc combinații respective, cu ce subton, căror persoane se pune aceste sisteme de culori și aceste culori pe care Pantone le creează. Sunt folosite atât de designeri în domeniul fashion, cât și în machiaj, cât și în hairstyle și așa mai departe. Așa că, repet, culoarea anului acesta este ultraviolet și o să pun o imagine cu culoarea să o vedeți și voi despre ce este vorba. Și, bineînțeles, veți vedea prezentă culoarea aceasta în magazinele de haine. O să vedeți că multe branduri de cosmetice vor scoate tot felul de palete de culori cu culoarea aceasta sau ce puțin din această familie de culori. Dar ce pot să vă zic despre culoarea aceasta ultraviolet este că se potrivește mai mult, dacă vreți aceasta cu precădere, se potrivește mai mult persoanelor cu subton rece al tenului sau dacă vă doriți, de exemplu, persoanele cu subton cald să o utilizați, utilizați-o într-un machiaj, dar în combinație cu o altă culoare caldă, cumva să o balansați, sau dacă mă refer la haine aici, încercați să nu purtați tricouri, adică cât mai aproape de față, să nu purtați culoarea aceasta cât mai aproape de față, ci undeva mai jos, dacă vreți pantaloni, fustițe și așa mai departe, sau accesorii, dar nu foarte aproape de față, pentru că nu vă va pune tenul în valoare, nu vă va complimenta. Dar pentru persoanele cu subton rece, culoarea aceasta, cu pregădere culoarea aceasta, este extraordinar de frumoasă și vă va complimenta atât culoarea tenului, cât și machiajul și hainele, dacă le purtați, vă va complimenta în general. Vorbind. Ok, și astea sunt trendurile în ceea ce privește machiajul de anul acesta. Este o discuție așa pe scurt și v-am spus așa în mare câteva linii. Ideea este că eu sunt super încântată. Sunt curioasă dacă și voi sunteți încântate de trendul acesta cu naturalețea și simplitatea și câte dintre voi sunteți de acord cu ideea asta. Câte dintre voi, de fapt, ați urmărit trendurile de anul acesta? Câte dintre voi veți merge pe trendul acesta, pe naturalețe, simplitate și prospețime? Aștept comentariile voastre. Vă pup și ne vedem în clipul următor. Bye!